Sistemul scheletic protejează organele interne și încadrează corpul. Articulațiile sunt situate acolo unde se întâlnesc două oase pentru a permite mișcarea și flexibilitatea scheletului. Acestea sunt structuri complexe care conțin mai multe tipuri de țesut. Ligamentele ce înconjoară articulațiile au rolul de a oferi sprijin articulațiilor și de a preveni dislocarea și accidentarea. Cartilajul este un material fin și puternic care învelește suprafața de conectare dintre oase. Acest țesut așează articulațiile și previne fricțiunea în cazul în care oasele se ating unul de altul. Membrana sinovială învelește articulațiile și secretă fluid. Acest fluid asigură lubrefierea, reduce eroziunea oaselor și ajută la mobilitatea articulațiilor. Artrita reumatoidă sau AR este o tulburare autoimună în care propriile celule imune ale organismului atacă membrana ce secretă fluid și care învelește articulațiile. Acest lucru poate provoca umflarea articulațiilor, rigiditate și durere. Inflamația poate să apară în țesuturile din jurul articulațiilor, cum ar fi în ligamente, tendoane și mușchi. Artrita reumatoidă cronică poate persista pe o perioadă lungă de timp și este unul dintre multele exemple de reumatism cronic. Tratamentul pentru AR include medicamente cum ar fi cele antiinflamatorii, non-steroidale, corticosteroizii și antireumatice.